aceeași mostră pură de nesimțire care caracterizează pe cei de la shopping city ăsta, sau cum îi spune, nesimțire totală. Deci au aglomerat o întreagă parcare, dacă stai să te gândești, uitați, un ocean de automobile, da? Iar intrările și trotuarele sunt năpădite de gheață. Deci un management de nesimțire totală, după principiul disprețului că vin proștii oricum și cheltuiesc aici. E adevărat, dar să știți că și drumul interurban între Brăila și Galați este bun și se poate accesa și pe acolo. Pentru că altfel le crăpa nu știu ce cocoașă dacă se pună mâna să arunce niște gheață ca să poată circula oamenii care le aduc de altfel banii dobitocilor. Sincer să fiu, în condițiile în care vă rupeți picioarele sau aveți vreo problemă pe aici, eu cred că merită să vă consultați un avocat, dar unul bun, un dobitoc, că e plină piața de dobitoci, și să vă trageți ca atare de pe urma unui proces un bănet corespunzător, ca să-i păruiască, pentru că merită. De la o mică scrântire până la nu știu ce, să știți că se pot scoate banii ca atare. Mult succes și ferească Dumnezeu să vă loviți, dar încă o dată trebuie de conotat mizeria și nesimțirea care îi caracterizează pe ăștia. Nesimțiți!